Dacă-ți planifici o vacanță sau un concediu și te gândești la mare, mai exact în străinătate, îți recomand Turcia, zona Antaliei și mai exact Crystal Admiral Resort Suits and Spa. Consider că este locul ideal de venit în vacanță cu familia, cu copiii, chiar cu prieteni dacă și aceștia au copii, gașcă mare, de ce nu? Dar clar este un family resort, nu prea este dedicat celor singuri sau abia la început de relație și nici bătrânilor. Haide să-ți fac un tur al întregului hotel ca să vezi despre ce îți povestesc mai exact. Aici este una din cele două piscine mari pe care resortul le are, o piscină adâncă, undeva la 1,40 m adâncime, de care te poți bucura de dimineața până seara târziu. Aici începem să ne apropiem de o zonă centrală a resortului, care delimitează cele două piscine mari și care în mijloc are un bar și terasă. Bineînțeles, și o scenă unde seara se țin concerte. Intrăm deja în zona celei de-a doua piscine și aceasta mare, adâncă, 1,40 m adâncime, unde și aici te poți bălăci, poți înota în voie de dimineața până seara. Capătul celei de-a doua piscine este locul unde animatorii hotelului țin fel și fel de activități sportive cu turiștii. Iar acum ne apropiem de zona preferată a copiilor, universul lor din cadrul acestui resort. Vezi bine, este un întreg aquapark în interiorul resortului. Practic, nu ai nevoie să mergi în altă parte pentru o astfel de distracție. Sunt piscine pentru toate vârstele, de la toddler până, de ce nu, la adulți. Dacă te întrebi unde este plaja sau cât de departe este de resort, este foarte aproape. Practic, ai de traversat acest tunel și gata, ai ajuns pe plajă. Nu este nevoie să te urci într-un microbuz, într-o mașină, într-un taxi sau să mergi pe jos, nu. Doar tranzitezi acest tunel și gata, ai ajuns pe plajă.
Aceasta este una din plajele hotelului, cel puțin cea din partea dreaptă. Are inclusiv un dig propriu, care este atracția celor mici ce le place să sară în apă direct de pe dig. În fața digului este un restaurant, o terasă, unde poți servi mâncare și băutură. Dacă te întrebi cum stau la capitolul umbră, îți zic, foarte bine! Au renunțat la tradiționalele umbrele și au făcut un sistem foarte fain care acoperă mult din plajă și o umbresc. Un sistem similar de umbrire au și la piscine și chiar te protejează de soare, nu trebuie să alergi nicăieri după umbră. Atât de mare și de frumos este acest resort cu hotelul și cu piscinele exterioare. Iar dacă vrei totuși să faci o plimbare și nu-ți surâde aglomerația piscinei, au o alee lăturalnică, pe lângă piscine, delimitată de verdeață, pe unde te poți plimba în voie. În plimbarea ta te poți opri oricând la barul din mijloc cu terasă pentru o băutură răcoritoare sau un cocktail. Un lucru pe care l-am aflat și spun și ție, personalul este foarte prietenos.
Și acum să-ți arăt mai în detaliu cum se vede totul din interiorul piscinei. Odată ajuns în resort, mai că nu ai nevoie să-l părăsești. De ce? Pentru că îți pune la dispoziție tot felul de facilități. Studio de piercing, tatuaje, coafor, piscină acoperită. Două jacuzzi. Un spa unde te poți răsfăța în voie. O galerie comercială de unde poți face cumpărături. Poți cumpăra suveniruri, hăinuțe și alte lucruri specifice locului. Cu inclusiv o zonă de joacă și de jocuri, atât pentru copii, cât și pentru părinți. În zona recepției au un lounge foarte drăguț, foarte relaxant, unde, între noi fie vorba, Wi-Fi-ul merge de minune. Tot în interiorul resortului găsești și un mini studio unde poți face poze profi. Dacă nu ai inspirația de ce activități să deprinzi într-o zi, resortul vine în ajutorul tău și îți pune la dispoziție foarte multe activități pe parcursul întregii zi,
de dimineața până noaptea târziu. Una din cele mai apreciate și căutate activități este jocul de darts și nouă ne-a plăcut foarte mult. Muzica live este un lucru tare apreciat al acestui resort și o găsești cam peste tot de dimineața până seara, dar cu precădere seara. Atât de frumos se vede Crystal Admiral Resort Suites and Spa noaptea. Pentru părinți, dacă ați venit cumva chitiți pe relaxare, pe lângă barul care este deschis non-stop, există și acest gen de bar unde se prepară diferite băuturi alcoolice, cocktailuri, destul de interesante. Un alt lucru drăguț, pe lângă restaurantul unde se servește micul dejun, prânzul și cina, mai sunt alte câteva restaurante specific diferit, unde poți servi o cină într-o seară la alegere cu programare. Dacă îți faci probleme cum este plaja din punct de vedere al nisipului, este nisip, este cu pietre, este abruptă, este lină, ei bine, sunt și pietre, este și nisip, iar plaja nu este neapărat nici cea mai lină, nici cea mai abruptă.
Un alt aspect al excursiei la care te poți gândi este partea cu costumul de baie. Fiind într-o țară cu altfel de religie decât a ta, oarecum se procedează cu costumul de baie? Ei bine, fiind un resort și fiind atât de multe naționalități, există și costume de baie specifice lor, turcilor, dar și costumele cu care noi suntem obișnuiți. Unele din activitățile întreprinse de resort sunt dedicate și celor mici, în exclusivitate. Distracția lor este foarte mare și nu poate fi comparată cu absolut nimic. La fel ca pentru adulți, și activitățile pentru cei mici sunt pe toată durata zilei, de dimineața până seara târziu.
te scot la o scurtă plimbare și în afara resortului, să vezi cum sunt străzile la ei, să vezi cum este arhitectura, flora, fauna, tot ce vrei tu să vezi. Sper să-ți fie de folos acest vlog și să-ți răspundă la cât mai multe întrebări legate de o excursie în Turcia, în Antalya. Pentru mai multe vloguri, urmărește canalul de YouTube și abonează-te ca să fii la curent permanent.